Acest copil mai mai avem și două casete familiale. Aceștia sunt copii, am uitat că nu au fost nici 97-98. Acum sunt mari, ce am ingredient la facultate, student, la sănătate socială. Am făcut el acum, nu l-am întâlnit așa și ales el. Organizăm și sărbători, și Crăciun și alte activități în momentul. Astea sunt așa în mare ca și prezentare generală și despre activitățile care le facem. Aș vrea un pic să vedeți exact cum funcționează și cum arată centrul de zi pentru vârstnici, tineri, excursii. Ei își dorește centrul de zi, au reabilitări de ei, fac curat, își țin de absolut toate. Și sunt aici la Pantinitec și așa pot să vedeți la activități. De ce e dimineață, dar acum fiind program, mă înțeleg să-i vedeți și să fie ieși după masă. Da, da. Îți fac simpatici, da. Și... Așa. Restaurantul social este primul concept ce vreau să învățară. Da. Mergeam. Andreea, sunt părinte, nu știu. Restaurantul social și restaurantul social zice că lucrează persoane în lucrurile unele aici. Și persoane cu dizabilități, peste 45 de locuri de muncă, avem două fete licență de auz, avem o singură persoană care are probleme în mod. Dar de ce zici restaurant? De ce aici vin și comandă? Da, de ce spun? Dacă spunea cantină socială, da. Venea ceva să mănânce din oraș, dumneavoastră veneam să mâncați la o cantină, da, socială. Dacă spun restaurant social, e deschis în fiecare zi. Aici vin oameni din oraș, iau masa, iau prânzul, contracost. Da. Da. Facem catering și facem servicii de cantină socială pentru vârstnici în continuare. Și avem și cu romii. Avem 400 porți pe zi. Așa reușim să facem masă cu sunt salariile așa mai de lucrurile în restaurant. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce acolo, doamnelor? Ce de fiți? Mulțim! Bună ziua! Bună ziua! Ce mâncare bună ați făcut? Avem astăzi supă de pui cu găluțe. Așa. Arigiare cu cartofi naturi. Așa. Supă de salată. Nu uite, dar am mâncat, dacă știam că aveți supă cu găluște, venea, n-am mai mâncat o supă cu găluște de nici. Păi da, așa fată frumoasă cum să nu fie Miss România. Am spus că ești Miss România. Da. Da. Mulțumesc. În spate servim asta la catering, pentru vârstnici și la tutelor. Dar și la unii și la tine ce mai clasă, că nu sunt deplasate. O parte din aici socializează, așează acolo. Am făcut un geam ca cei care vin la masă să poată vedea cum se gătește sau în mărituri în toate persoanele sunt angajate de tot. Care vreau să fie un proiect. Pe economie socială. Mai bani de primit căpoțul? Bani avem, dar nu ne-am dat nici un cap. Sunt servicii atât pentru persoane din afara orașului, din afara grupului nu subțintă, da, care vin și plătesc, și cât gratuit pentru beneficiarii noștri, datorită unor banii care se adună, ca să ne autofinanțăm. Deci nu avem de investit, facem servicii gratuite pentru persoane cu dizabilități, vârstnici, datorită resurselor care le poate oferi domnul doctor prin autofinanțare care face. Avem în același timp servicii și restaurant pentru oameni care plătesc și pentru cei care sunt gratuite. Da. Preluăm dintr-un altul ca să susținem și să mergem mai departe. Foarte frumos. Vă felicit. Chiar vă felicit din toată inima. Trebuie multă dragoste, da, și multă răbdare și da, după aceea totul vine de la sine. Da. Gen cu ei, știi care sunt locurile de muncă și îi angajăm. Dacă se duc ei singuri, e greu să angajeze. Au reticență angajatorii. Și noi suntem interfața între toți cei care liberează de și societate. Stai, începați să păi mergem în excursie. Da. Bine, practic, deci am pregătit pentru angajare. Da? Da. Noi acum suntem la castan, în constate activități, le verificăm. Și din banii care facem, avem bani de materiale și să ne cumpărăm ce ne trebuie aici. Ideea principală este să pregătim pentru mâncare. Bun, știți cine am pregătit acum? Cine-i vizită la noi? Cine e? Doamna Mariana Cumpeanu. Da. Sărbătoarea castanelor, da, priviți la parat. Din păcate, nu cred că mai pot să rămân și la sărbătoarea castanelor. Dar am venit să vă văd.
Da, să văd ce lucruri minunate faceți. Aici sunt produsele muncilor, să spun așa. Ceea ce de legiune de resurse în economia socială. Alo? La birou stăteau fetele acum. Te recunoașteți? Da, l-am mai văzut, da. Antrenorul de astăzi. Da. Acum e cald. Acum, da. Acum e asistent social, acum e bea bun. Da. Și atunci am fost. Da. Așa. Și ce centură ai? Neagră. Ești periculos. Dacă îl supărați, ați încurcat-o. Nu sunt eu de. Da. Da. Bine. Mulțumim de vizită. La revedere. La revedere. Ascult la treabă. Nu cunosc comunitatea. Nu cunosc birou de management financiar, birou personal și comunitatea de proiecte. Mă pronunț. Da. Colegi de noștri care au spus. Da. Nu știu cum să facem. Eu sunt de legume, ascultăm asta. Da. Așa e, da. Mai bine. Mulțumesc! Da. Doamnă Floria! Hai, Ari! Scuze că m-am pus.